încă de la primele ore ale dimineții, tensiunea plutește în casa fetelor. Antonia, eu sunt. Ai auzit? Elena, că m-am dus să-mi fac cafea, tu erai la fumat. Și ținem rândul. Tot timpul ești aici. Și ce? Doamne, și mai lasă și pe alții. Stau și capul ăsta. Măcar zic că te bagi. Ai întrebat-o pe Iuliana, pe mine nu mă întrebi. Că dacă stau aici, stau. Trezește-te și fumează, dacă vrei. Mai comenta. Taci din gură, te rog, e frumos că ești acolo. Măcar taci. Se simte bine că i-a plecat. Pata. Te-ai trezit bine azi, de încep cu atacurile astea așa. Nu mai comenta atâta, femeie. Aoleu. A plecat Maria și gata. A început. Hai, lasă, că te-a cumpărat pe tine cu 3 cârpe. M-a cumpărat, da. Mi-a dat bani mult. Fals sau care ești. Cine a băgat ieri la spălat? Eu. Altcineva? Cine a mai băgat ieri la spălat? De aici a mai băgat cineva la spălat? Ai folosit balsam ieri, Delia? Nu. Nu, că a adus de la băiat, de la băieți, Delia. Și detergent am adus de la băieți. Da, că cineva ne-a luat nouă din balsamul nostru făcut cu chevra. Nu știu, nu am umblat în viața cineva mea. Ieri, că ieri... Păi și ne-am spălat ieri. Ieri am, băi, da, am întrebat. Da, am întrebat. În fine, nu mai contează, dar și ceva nu se face. E cum, am umblat în geanta aia? Da, am umblat în geanta aia. Da, era ăla deasupra, de-abia pusesem în el, știi? Și era mai mult de jumate și acum e atât. Da, voiam doar să zic că am văzut și că nu suntem fraiere, atât. Da, nu știu. A băgat Elena, l-a spălat, a băgat mai multă lume, nu doar eu. Totul te super pe mine? Eu am vrut. Nu, dar era ideea că... Tânia de rochie, dar faci așa tot un batjocoră, gen. Adică, gen, puteai să fii un pic atentă, dar faci tot așa, nu știu, te doare. Hai mai repede ca să nu. Nu, acum nu pot să o nod. Păi, vezi că vorbești cam mult Cristina în ultima perioadă. Păi bune. Ce aveți, mă? Răspunzi așa, pe un ton. Acum de ce pleci? Păi eu am fost la baie, ce vrei să fac? Are niște de-aia de copii câteodată serios. N-are, mă, Maria, mă. Armați-vă. La modul îmi vine să fac o criză. La modul îmi vine să fac o criză. De ce? Am avut 2 kg de smântână de gătit ieri și nu mai este niciuna. Și ce? Păi și nu pot să gătesc. Mă, poți. Cu ce avem? Ah. Mult cu crizele astea. Nu, dar asta e criza nu există. Nu e noastră, n-am avut noi în viața noastră așa ceva. Nu. Crizele astea. Scandalul de pe lume, face. Delia, nu te-ai obișnuit? Stăm cu 20.000 de oameni în da, casă. Zici că a dispărut cine știe ce mare brânză. Acasă să faci tu criză când ți-o iau, e o chestie atunci când ți-o iau. Acasă, că acasă cumpăr mereu multă mâncare. Da? Nu. Ai scăpat atunci de criză. Ce? Ai scăpat de criză. Acasă nu fac. Criză. Ești ca 11 după copac. Doamne, ce fac, mă? Sunt cam 11 și ce fac? Mi-ai răzut mereu în norul, adică nu mă rătice niciodată. Ajung către casă. Păi să dea naiba să nu fie acasă. Păi să dea naiba să nu fie acasă. Cânti. De unde vii la ora asta? De unde vii, Vlad? După și, tine vin. Și eu zic, pierdut buletin, nu mă știu. Te spun de la zi. GPS. Pe tine. Te trezești cu mine. Când îți e mai dragă te trezești cu mine. Vine nebunat după tine. Ești, te simți bine. Party, băieți. Cacicăreală. N-ai tot niciun stres și o vezi nebuna că vine după tine. Ștefan! Ești un rezistent. A fost așa un potpuriu de nervi, mai ales la fete. Băieții par zen, nu? Da. Sau trebuie să căutăm și la voi? Da. Parfum la noi. Parfum la da, voi? Da, da. Ia să vedem, cum e Antonia? A cumpărat-o cu 3 cârpe? Antonia, Elena, primul meci.
Adevărul este că Elena este tot timpul la fumat. Adevărul este că de 3 luni mă trezesc prima în fiecare dimineață și mă duc să fumez, îmi beau cafeaua și ulterior vin restul. Dar eu am coborât scările, m-am dus să fac cafea, Elena era la fumat. Mă întorc, Elena iar așteaptă la fumat, adică în afară de o fată și câteva mame, toată lumea fumează din casă și eu te înțeleg că fumezi mult, nu e nicio problemă, e treaba ta. Fumatul dăunează grav sănătății. Așa bătai pe scaunul ăla, doamna Simona, deci pe bune, e ceva rău. Așa, mai ales în pauze. Așa e mereu, Antonia, așa e. Fiecare are viciul lui și ce să fac acum? Nu cred că fumez așa mult și măcar nu fumez pe unde apuc. Și fumez doar la locul de fumat. Adică cine fumează pe unde apucă? Doar am zis. No! Simte nevoia să-mi întorc. Să-ți întorc? Ai făcut ceva? Ai făcut vreo nefăcută? Înainte să fiu eliminată. Făceai ceva împotriva? Da. Eu am vapat în baie, într-adevăr. Mi-am plătit lecția asta. Așa. Următorul meci a fost cu balsamul de rufe. Cine a luat balsamul de rufe? Vreau să știu. Eu vreau să știu, pentru că după discuția de ieri cu Maria, astăzi în coșul meu de rufe a apărut balsamul Mariei. L-a pus cineva și chiar... În coșul tău de rufe? Da. După discuția de ieri. Era consumat sau neconsumat? Ideea este că toată casa știe că eu și doamna Iuliana avem un anumit balsam de rufe concentrat primit de acasă, care se dizolvă cu apă. Și nimeni absolut nu mai are acel balsam de rufe. Și doamna Iuliana mi-a spus ieri dimineață când o machiam că el dizolvase, era sticluța plină și nu l-a folosit absolut deloc, apoi a mai rămas doar atât. Și am întrebat... Și a apărut după aia plin? Apoi a apărut, nu. Tot la fel gol, dar a apărut în coșul Deliei de rufe astăzi dimineață. Și aș vrea să știu, dar până la urmă nu. Eu zic să mirosiți hainele. Corect, doamna Simona. Așa găsim hoțul. Vă dați seama că o să recunosc mirosul. Pentru că păi asta zic, ce dar să nu are rost, doamna Simona. Păi da, nu, cum să n-aibă rost? Ba, are, ia. Cum? A fost rost. Așa, meciul numărul 3, s-a ars Rochița? Da. Cristina Antonia. Eu i-am ars Rochița. Cu... Și tot tu comentezi, nu? Dar eu n-am spus acolo mai bine că s-a ars. Da, ce? Am zis că nu mi-au nimic de la ea, atât. Ah. Am zis că mai bine că s-a ars. De fapt, cred că pe mine am fost așa un pic că tot ea era supărată și n-am înțeles de ce tot ea era supărată, dar oricum, într-adevăr, e o tensiune mare în casă în ultimul timp și ce se întâmplă, suntem toate nervoase. E de la... Așa. Hormoni. Ok. Maria Cristina. Cristina e cam Cristina e cam, cum ai spus, cam nervoasă sau... Nu, noi două așa comunicăm. Uneori eu îi răspund. Ei, voi comunicați așa, da, faptul că ai făcut această remarcă. Nu știu ce e cu tine în ultima perioadă. Ai așa niște replici copilăroase? Adică și nervoase. Da, câteodată așa suntem amândouă. Oricum ne înțelegem pentru că așa suntem amândouă. Și eu oricum îi zic ei de fiecare dată, i-am zis mie de fiecare dată că s-a dat acum. Asta oricum sunt între noi tot timpul. Da. Ești mai nervoasă ca de obicei? Te-ai săturat? Ce ai? Nu? Nu sunt nervoasă. De eram la fumat și trebuie să fumez. Auzi, ar fi nasol dacă aș interzice o zi fumatul în casa Mireasa? Da. Eu am alte idei. Să plătim din bugetul comun câte 15 lei pe țigară. Să vedeți cum mai fumează nimeni. Ce idei bune ai tu, Lidia. Auzi, să dau și 100 de lei pe țigară mai să fumeze. Smântâna. Cine a furat smântâna? Nu știu, era se gătește cu smântâna, că suntem într-o casă. În casa fetelor ieri. Eu am luat smântâna și am găsit în casa băieților și am lăsat-o în frigiderul lor, că am zis că mai am zis că o gătesc mai încolo cu ea, că o folosesc din nou, dar am dus-o la fete înapoi. Am salvat criza. Da, ți-am dat din puiul meu. Era al meu. Știu. Da, puiul. Fiecare cu smântâna lui, puiul lui, balsamul lui, totul aici e pe persoană fizică, da. Și totuși cu mâncarea care vine la comun, aia cine o mănâncă? O mănâncă miții, nu? Spune, aia ăla era pui la comun, doar că era dezghețat de noi. Adică nu era nimănui. N-a primit nimeni pui de acasă. Păi n-au voie să primească pui de acasă. Era pui la comun. Adică mâncare crudă nu-i mâncare crudă. Mai primit. Ce? Dacă vine viu puiul. Dacă vine viu? Dacă aveam 5 grăini acolo în spate, aveam și ouă. La final acum făceam poate și... Sezonul.